Ce mă bucur că l-a găsit! E fix în centru Clujului, are baie, bucătărie, balcon, are... Tău. Vlad! Ce e că suntem aici, îl vedem în 3 secunde. Termină, oprește-te! Bună ziua, sunt Nicu, agentul vostru imobiliar. Vă invit la vizionare. <laughs> Stați liniștit că e fix ce ne nou. Hai să-l vedem. <laughs> eh? Ce zici, draga mea? Are baie, bucătărie, balcon, în centru Clujului, tot ce e... e mic. Acum, pentru doi tineri cu... E mic! Dragă, e cuibușorul nostru din nebunii cuibușor. Am văzut berze care au cuib mai mare decât apartamentul ăsta, Vlad. scoate mă de aici. Că nu uh, ar mai fi o variantă. Are dressing? Nu, dar se poate... Uh... Ce dressing? Că nu-i salată? Și unde vrei să-mi pun eu pantofii și hainele și poșetele? De... Da, din partea mea de dulap, da? Că și așa eu port numai două tricouri și o pereche de pantaloni. E mic, Vlad, e mic! Eu nu pot să respir așa, simt că vă sufoc, eu nu pot să stau aici. Și îmi pariu că e și scump la banii pe care a zis domnul că -i are. are? Banii lui, adică banii noștri. Că banii de la nuntă și cei pe care mi-a trimis mama din Austria. Despre ce vorbim? Iar înci? Lasă-l pe domnul să termine. Ok. La banii pe care îi aveți, Așa. vă permiteți o casă în Florești. <răză> să trăiesc să înflorești acolo, nu mă mut. E spațios? E de patru ori cât apartamentul acesta. Că are nu, dressing? Nu mă mut acolo. Are dressing? Cât jumate din apartamentul ăsta. Nu, nu ne mutăm acolo! Aici sunt toți prietenii mei! Ce prieteni, drojderii? Ăia ți prieteni cu care stai și bei toată ziua, berești, te uzi televizor? Tu nu înțelegi că nu ne mutăm acolo! Nu ne mutăm! PUNCT! Putem să-l vedem? Nu ne mutăm acolo, no! Florești este într-o continuă dezvoltare. Aici se mai schimbă și primarul, spre deosebire de Cluj-Napoca. Wow! Și aici e și mai aproape de Veste, așa-i? Normal, doar suntem de la Veste Imobiliare. Dressing are? are, are dressing din ăla imens de trebuie să vii să mă cauți, că eu mă pierd în el de cât de mare Vezi să nu! Domnule, femeia fără dressing în casă e ca bărbatul fără burtă. Deci e absolut imens dressingul ăla, mai trebuie să cumpăr o grămadă de chestii ca să-l umplu. Deci e imens! Vezi, asta e problema ta, acum dacă ai un loc unde să spui toate barfele, când o să trăiască să mergi la lucru, o să-ți auzi întreagă să te pregătești. Ești deci, normal, eu lucrez de acasă, ce să mă pregătesc? Da, chiar așa, locuri de parcare sunt? Sunt. Două locuri de parcare. Deci acum ai motiv să-mi iei și mașină? Ia Să-ți iau mașină de ce? Să mergi la mol cu ea? Nu-i cazul. Molul este foarte aproape. Vă urcați în autobuz și la a doua stație coborâți și sunteți acolo. Și mai bine. Atunci ia autobusul și în timp ăsta ai și tu timp pentru tine și mie nu mai trebuie să-mi dai... Cardul, cardul. Că la l trece, cardul numai. Nu mă lista de cumpărători ca că ai către grătar spațiu larg, spațiu mare, iarbă, verdeață peste tot, grătare, loc pentru grătare. Ce părere aveți? Nu știu ce să zic, că prietenii mei sunt de la Cluj și așa stau la terasă. La... Nici o problemă, îi invităm aici. Aici este locul în care vă întâlniți cu prietenii. Beți o bere, vă uitați la meci, povestiți. Minibarul Mini bar. Bă, <laughs> nu bă. cred, nu, nu e normal. Aici trebuie pusă o plasmă mare că tot vine campionat european. A, pe vine și dumneavoastră atunci. Dacă este bere rece vin cu drag. Dar pe eu dați dumneavoastră că eu fac. Batem palma. Bate palma. Prima bere o dau eu. Bun. Alo, alo, dar mai sunt și eu pe aici. Eu, am, pot să zic și eu ceva. Du-te dressing. În dressing.